Deschidem cuvântul Domnului în ultimele trei versete din Matei, capitolul 10, și încheiem capitolul, un capitol foarte greu. Matei, capitolul 10, noi suntem deja la studiu, să mai fim întrerupți eventual de vreo sărbătoare două, dar până la sfârșitul anului, duminică seara cam asta vom face. Matei, capitolul 10, versetul 40, 41 și 42. Cine vă primește pe voi, mă primește pe mine. Și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Cine primește un proroc în numele unui proroc, va primi răsplată unui proroc. Și cine primește pe un om neprihănit în numele unui om neprihănit, va primi răsplată unui om neprihănit. Și oricine va da de băut numai un pahar de apă rece, unea din acești micuți, în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata. Amin. Ședeți. Pentru cei care ați fost cu noi duminicele seara, s-au ascultat predicile pe Cireșari, ne avem canalul Fundația Cireșari găsiți predicile noastre postate acolo. V-am spus că Matei, și ați văzut cu ochii dumneavoastră, ați ascultat cu urechile dumneavoastră, că Matei, capitolul 10, este un capitol greu pentru creștini. Adică Iisus Hristos vine și spune, mă, eu n-am oferte. N-am oferte pentru voi în care să vă fie mai ușor. Nu, Ăsta e creștinismul, asta înseamnă crucea mea, asta înseamnă urmarea crucii mele. Și ce nu am pentru voi niște priorități, adică preferințe, nu am pentru voi niște lucruri mai ușoare. Mi-ar place să am, nu există. Și am citit în Matei, în capitolul 10, că e vorba de respingere, de trădare, că e de vorba de persecuția familiei dacă te pocăiești, de diviziunea familiei, de câte un divorț, de câte un bărbat care a plecat de acasă pentru că n are nevoie de o pocăită proastă. Și automat ne-am dat seama că ceva se întâmplă. Copiii se despart rapid de noi, prietenii se despart rapid de noi, calea cruci înseamnă în primul rând de ce Iisus Hristos sabie în familie. Apoi sabie în societate, te înjură de Dumnezeu, de mamă, de soare, de stele, de cristelniță și oamenii la care te-ai gândit până atunci că nu le-ai făcut niciun rău. Nu. Calea crucio, o cale grea, zice Iisus Hristos, trebuie să te gândești bine dacă mă urmezi, trebuie să-ți faci socotelile bine, pentru că eu nu vin cu oferte. Gândiți-vă că le spune că veți ajunge la tribunale, nu? No, Faină lucru. Dacă vă spune, cine vrea să se botează la noi ca să ajungă în închisoare? Iisus asta le spunea, o să ajungeți în tribunal, o să se dezică de voi, țineți minte cine ce povestea Pavel la un moment Alexandru Calderar zice, mi-a făcut mult rău. Se nu țină în seamă Dumnezeu, zice, ce au făcut, că a venit sute de kilometri să depună mărturie împotriva mea. Și cu altă ocazie o să vă spun eu și cine a fost Alexandru Caldărar. Bătăi, ură, vă vor fugări din o cetate în alta, zice, vă vor urmări, vă vor încerca să vă pună călușul pe gură. Cât pe acest să se sfârșească capitolul într-o notă foarte tristă. Bine, din toată devine luminosă și Zice, hai că totuși vă fac trei promisiuni. Pentru cei care luați crucea în spate, care vă lepădați de sine, care mă urmați pe mine de ce Iisus Hristos, asta vă fac trei oferte. Și primul lucru, trei promisiuni mari. Primul lucru, prima promisiune pe care Iisus Hristos ne-o face nouă, dacă îl urmăm pe El, este că noi, prin noi, Dumnezeu va conecta oamenii cu El. Deci noi suntem aia care provocă conexiile între oameni. Zice Domnul așa, citeți versetul 40 încă o dată. Cine vă primește pe voi, ascultați. El crede că te primește pe tine. Nu, zice Domnul Iisus Hristos. Mă primește pe mine. Și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine, adică pe Dumnezeu Tatăl. Deci înseamnă că voi conectați oamenii cu Dumnezeu. Noi conectăm oamenii cu Dumnezeu. Și ce e interesant este că Iisus Hristos zice și invers. În Ioan, în capitolul 15, 23, cine mă urăște pe mine, zice Iisus Hristos, urăște și pe Tatăl meu. Cum adică? Nu putem conecta pe toți. Nu, nu. Există doar două categorii de oameni. Oameni care ne primesc pe noi și mesajul pe care îl transmitem și care automat sunt conectați cu Dumnezeu Tatăl prin Hristosul nostru, și oameni care urăsc pe Isus Hristos, dar prima dată ne urăsc pe noi, îl urăsc pe Isus Hristos și automat urăsc și pe Dumnezeu Tatăl. Asta ar însemna că nu orice drum duce în rai, ci orice drum e posibil. Eu aud pe mulți. Bă, ziceți, să știți că orice drum duce la Dumnezeu. Cred. Eu personal cred. Că ajungi până la urmă la Dumnezeu. Nu știu care Dumnezeu. Dar la ceva ajungi spiritual. Că faci yoga, că faci ceva cu... Tu cu spiritualul te conectezi. Dar ce vă spuneam în urmă cu o săptămână? Aveți grijă cu spiritualul pentru că nu știi cine îți aruncă mingea înapoi. Și spunea, mă, la volei, vezi cu cine joci volei. Îi vezi prin plasă, îți vezi dușmanul. Dar aici când joci volei, joci cu un zid. Eu pe mulți, că cu zodiacul, că sucită învârtită, cu o nu știu cine, mă întrebat dacă e corect cu, uh, cu acupunctura, cu probleme cu tehnici, nu știu mai care, de meditație transcendentală. Știți cum? Jucăm liniștit peste zidul ăla. Și primim mingea înapoi, mă. Dar nu știu cine -o dat -o. Nu știu cine ți-o dat-o înapoi peste zi și tu te bucuri că o ai. E bine ce Iisus Hristos, nu, 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 hai să zicem, să zicem, deci nu toți, iau pe mulți că ne închinăm la același Dumnezeu, nici vorbă. Nici vorbă. Da, că drumul le pot duce la un Dumnezeu pe care ți-l hotărăști tu până la urmă și crezi că poate fi chiar Dumnezeu adevărat. Mă zice, eu am făcut eu ca și mi-a adus pace. Bun. Dar asta nu înseamnă raio. Păi veni să bivolară, mai țineți minte cu sloganul, urinoterapia salvează România. Erau, de fapt, era perioada aceea în care erau tot felul de sloganuri de genul acesta. De prim, primul slogan, democrația salvează România. Asta a venit Iliescu, tovarășul Ilici, dacă mai țineți minte cu haina lui Costa. După ce au venit ideea că vine a dat seama că a venit Brucan și a zis că noi nici vorbă, în 30 de ani, voi nu vă mișcați de aici. N-am crezut. Și atunci a zis, a doilea uh, dicton, criogenia salvează România. Adică dacă ne îndeață pe toți și ne îngheșgeață până în 2080, noi ne trezim toată una cu nemță. Nu știu. După ce au venit bivolarul, făcea spirale, țineți minte, urinoterapia salvează România. Măi, oameni buni, numai nu vrea nimeni să spună, singurul care poate salva România e Dumnezeu, mă. Lăsați prostiile astea. Și și deau toți, mă uitam la ei, oameni deștepți. Când, când îl băgase pe bivolarul în pușcărie, dacă țineți amint, pe guru, doctori, ingineri, nici nu știu dacă era vreun lăcătuș mecanic în toată trupa asta. Restul numai cremă. Numai cremă. Am ușit să stai să faci spirale pe aici, pe ăștia, cu domnul Cioloș. Și el era acolo cu ei. Da, eu nu am nimic. Eu, conectarea cu absolutul, cu spiritualul, eu nu mă bag, în mulți la care n-ai ce să le spui că problema lumii pe care o trăim astăzi nu este că renunță la Dumnezeu, ci că își fac rost de altul. Pentru că dacă oamenii ar fi stabilizați, domnule, ăla e singurul Dumnezeu adevărat, el, Dumnezeu. Dar mie nu mi-l mai trebuie. Omul îl iubesc automat. De ce? Că l are șansa să se întoarcă înapoi, pentru că are creierul gol, inima goală. Și într-o zi va ajunge să se întâlnească înapoi cu Dumnezeu. Dar acum, eu nu vorbesc de o lume ateistă, că nu există așa ceva. Vorbesc, nu mai vorbesc nici măcar de o lume agnostică. Vorbesc de o lume care se joacă cu duhurile. Care vor neapărat să se conecteze cu absolutul o lume care caută pe satana, festivalurile satanice sunt din ce în ce mai dese. Rup pe Biblie, jerfesc pisici, asta e altă treabă. Nu ne băgăm acolo. Dar deja lumea e orientată spre vrăjitori. Pe gândiți-vă că numai într-un an, anul trecut, 26.000 de oameni au primit brevet de vrăjitori în Franța. O lume orientată spre satana, spre satanism în toate formele lui. Toate drumurile duc la Dumnezeu. Nu, no, nu, no. Nu, nu. Eu nu zic că nu-l poți cunoaște până a numit Dumnezeu. Că poți să-ți faci roș de el. Dar singura cale de a-l cunoaște pe Dumnezeu, Biblie mele, este Isus Hristos. Ori ce spune Domnul așa? Voi trebuie să-i conectați pe oameni cu mine. Că dacă oamenii sunt conectați cu mine, așa vor ajunge să-l cunoască pe Dumnezeu. De ce zic toată ziua? Cum a zis uh, fostul primar de la Beuș, zice: Mie nu-mi place la Biserică că nu vorbiți mai de Isus. Bă, serios că mi-am considerat că o mare chestie e faină. Uite cineva ne a lăudat. Mă. Da, mă, o să vorbesc despre Isus până când nu o să mai pot. Isus Hristos este Domnul. Isus Hristos e Dumnezeu. Nu există altă cale de a ajunge în cer decât Isus Hristos. Nu-l putem cunoaște pe Dumnezeu, Tatăl, până când nu ajungem să ne dăm cu Isus Hristos și conectăm pe oameni cu Isus. Atunci vom ajunge în Dumnezeu. nu-l pot cunoaște pe Dumnezeu. N-ai cum. Trebuie să cunoști pe Isus Hristos Nu Numai El este calea. Eu sunt calea, adevărul și viața. Și mie mi s-a dat cinstea, mie, mie nouă, zice Iisus Hristos, că cine vă primește pe voi în casă și vă ascultă pe voi, vor fi conectați cu mine și conectați, fiind conectați cu mine, voi conectați cu mine, eu îi conectez cu tata. Noi nu putem să-i conectăm pe oameni cu Dumnezeu, noi putem să-i conectăm pe oameni cu Iisus Hristos. Și Iisus Hristos se conectează cu tata. Că e Sfânta Treime, sunt acolo unul în trei și trei în unul, pricepeți? Și zice Dumnezeu, eu nu primesc la mine decât pe cei... Și asta e fantastic, băi, dați botezat cu Duhul Sfânt. Nu poți să-L conectezi direct la Dumnezeu. Nu, nu. Tot la Hristos trebuie să ajungi. Că El te-o cu Duhul Sfânt. Logic. Logic. Există, și spuneam, că toate drumurile duc pe undeva, dar numai un drum duce spre Rai. Asta e 100%. Să vă explic. Câți dintre noi ați fost într-un aeroport mare și trebuie să stați, de exemplu, ca fraieri, cum am stat eu câte 10-14 ore, mărgând pe Hong Kong, zburând spre Australia, spre Noua Zeelandă și toate celelalte lucruri. Deci, ca să înțelegeți ideea, de a mai zburat 30 de ore cu avionul. Bun, cu escală. Ați văzut mai până aeroportele mari, acele camere pre rom. Camere de rugăciune, le-ați văzut? Să vă spun eu ce sunt. Niște chestii în care te poți duce și dacă nu vine nimeni, te poți și culca. Deci asta este ideea. Bun. Niște camere în aeroporturile mari în care se pot ruga toți din orice religie. Și am zis, bă, dacă e cameră, poate prinde un pocăit, mă. Scot Biblia din valiză. Într-o grămadă de locuri fac treaba asta să mă duc cu Biblia în mână, da? Mă duc acolo, că oricum trebuie să stau patru ore. Și poate prind un, la cât am engleză știu eu, măcar ne rugăm, zicem, God bless you, God bless you. Cam atâta știu din engleză. Bun. Și mă duc și mai stăm de vorbă, mai ne rugăm unul pentru altul, pentru țară, pentru mai nu știu mai ce. Și mă duc acolo. Bun. Dar aia nu e numai pentru creștini. Când m-am dus hinduși, budiști, musulmani, și acum vă spun un lucru incredibil. O am plecat eu, o a plecat ei. Nici o conexie. Cred că ați înțeles. Când am fost slab, o trebuie să mă duc eu așa, așa, așa de mulți era în camera aia, că nu mai încăpeam. Când am fost tare spiritual, o plecat ei. N-am zis nimic. M-am așezat cu Biblia lângă mine, eram tare, știam că nu mă poate nimic birui și am deschis Biblia și am zis, Doamne, lasă-mă singur acum. Asta vă spun, în numele Lui Isus Hristos vă spun. Or pleca tot părând, o plecat și budistul, și confucianistul, și hindusul, s-au dus părând de acolo. De ce? O noi o ei. Nu există nicio conexie între noi. Nu există. Și ce cauză? Că Isus Hristos este Domnul. Iubesc marturile Jehova, vin în fața casei mele, vin la mine, îi pup și trimit la plimbare. Atâta pot să fac cu ei. Țin minte că eram la școală la București. Veneau la noi, mâni, foame. Și mormonii veneau. Li dădea nelubrie brie câte o zamă. Făceam tăiței. Știți care sunt așa niște pungi? Nu știu cum zice că tei. Că se dă o punguliță micuță și malvage în apă. Că au și vegeta băgată în ei. Aia era singura mâncare care o știam noi face. Adică îi bagi în apă și aștepți. Atât. Bun. Nu, no, apăreau și ei, că simțeau mirosul de vegeta aia mirosă, cnorul ăla delicat, mirosă, până în capăt, dincolo la adventiști, când erau liceul la ei. Bun, apăreau ei, mormonii, cu câte o carte să ne facă, să... Brie, numai atâta le făcea. Acolo, le arăta tăiței. Nu vorbea nimic cu ei. Și după ce termina, zicea, uh, uh, nimic, zic. Iisus Hristos e Domnul. Nu, no, și atunci plecau. Îi dăm tăiței să mănânci, dar numai atât. Nu mai avem altă conexie. Nu mai avem. Tot, totu -s, totu -s, totu -s, tot dispare la creștinism în momentul în care zici, Iisus Hristos e Domnul. Din momentul ăla nu mai dispare orice fel de bucurie a lor față de a fi cu noi așa. Totul până la Iisus. Pricepeți, voi conectați oamenii cu Hristos și Hristos îi, co îi conectează cu Dumnezeu. Amin. Asta e privilegiul nostru, un privilegiu fantastic, mare. Avem privilegiu acesta, fantastic. Mi-aduc aminte de Nokia. <coughs> primul Nokia, bine, când am avut primul Nokia, telefonul, dar nu vă pot spune, înainte aveam Cărămiz, aveam doi frați care cărau, era treagă, am avut Nokia. Ce vorbești? Celălalt era mare, pe aceea am avut un Alcatel. Dar Nokia ăla, mi-aduc aminte și acum nu uit niciodată, și uh, noaptea în somn, cum ne suna frața, același apel, la toată lumea, același ton. Și aveau o reclamă, țineți minte, faină, simplă. Connecting people. Conecta oamenii. Nokia putea comenta, conecta omul cu om. Dar noi suntem mai tari ca Nokia. Noi putem conecta cu Hristos. Și că de aceea noi suntem în picioare și ei sunt cum sunt. Pentru că vreau să înțelegeți că suntem tari. Foarte tari. Ni s-a încredințat slujba împăcării, sunt ambasador, mă bag în casă, mă duc oriunde în casa omului și îi spun Iisus Hristos, e Domnul, mă, pocăiește-te, pentru că am această putere în mine să-L conectez cu Iisus Hristos, prin cuvânt, prin viața frumoasă pe care o trăiesc, prin lucrările pe care Dumnezeu le face prin mine, prin biserica aceasta, prin tot ce facem în fiecare zi aici. Dumnezeu conectează oamenii prin noi cu Hristos. Și restul de acolo încolo. Pentru că Dumnezeu, cum zic eu, eu definiție destul de grea. Al doilea lucru, al doilea mare prioritate, adică al doilea mare promisiune pe care Hristos ne-o face la sfârșitul capitolului 10, după ce ne spune că o vedem noi dacă ne pocăim câte pățim, al doilea lucru este că vom deveni o sursă de binecuvântare pentru alții. Ziceți amin. Versetul 41. Cine, să vedeți câtă teologie s-a făcut în jurul acestui verset zice, sau în versetul 42 mai rău, zice că cine va da de băut numai un pahar de apă rece, unul în, numele unui ucenic. Dir Știți? Greșel. Bun. A, cine primește un proroc în numele unui proroc va primi răsplata unui proroc. Și cine primește pe un om neprihănit în numele unui om neprihănit va primi răsplata unui om neprihănit. Ce predice am auzit de aici. Ce predici ciudate. Deci atâta filozofie în jurul unei simplități incredibile ale Bibliei. Știți ce spune așa? Că nu toți suntem profeți, zice versetul ăsta, și nu toți, suntem, deci nu toți suntem proroci, nu toți suntem pastori, nu suntem toți misionari. Există și oamenii elalți care au și ei nevoie de o răsplată, care lucrează cu noi, câteodată pentru noi, Vorba lui John Milton, după ce a terminat de scris Paradisul pierdut, a orbit puțin. Și a zis la un moment dat, Dumnezeu nu are nevoie de noi să ne înțelegem bine, dar alege să ne folosească pentru a ne simți împliniți fiecare dintre noi. Dumnezeu nu are nevoie nici de mine, nici de voi. Asta ca să ne mai scadă mândria. Dar alege să ne folosească pentru a căpăta sens în viață fiecare dintre noi. Problema este, bun, cum putem primi sens? Și acum ne ducem la versetul acesta. Îi vedem pe profeți, îi vedem pe păstori, pe predicatori, dar nu îi vedem pe cei care stau în spatele lor. Și aceea va fi o problemă pe care trebuie să o înțelegeți astăzi. Ne simțim slabi. Băi, uite-te, nu, eu nu le-am cu asta, eu nu le-am cu predica, nu le-am cu cântatul, nu le-am cu... Nu, 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 stați puțin. Biserica, biserica cea mai mică e asta. Cea mai mare biserică e din spate, care nu se vede. Și atunci și aceia vor primi tot răsplata prorocului, tot răsplata păstorului, tot răsplata cea importantă. Asta am vrut să vă spun. Priceput așa ce zice versetul acesta. Nu vă deznădăjuiți. Voi care vi se pare că aveți, uh, care vi, vi, se pare că aveți slujbe nesemnificative. Pentru că uh, să Vă explic la pentecostale. Care este încă o în mâna sus? Nu, no, vă vorbesc doar vouă. Da? Ceilalți puteți să luați o pauză de un minut. El e profet. El. Ăsta de lângă mine, să zicem, da? Eu nu pot fi, nu sunt profet. Dar mă pot ruga pentru el. Și dacă m-am rugat pentru el, exact cum aș fi eu profet, că primesc aceeași răsplată pe care o primește el. Pe el vedeți că zice așa vorbește Domnul. Pe mine nu mă vedeți. Dar și eu primesc la sfârșit aceeași răsplată pentru că m-a rugat pentru el. Și nu l-am presat. Și de ce avem proroci puțini pentecostale și slabi și amărâți? Pentru că nu ne rugăm pentru ei. Pentru că nu mai presăm. Un cuvânt din partea Domnului dacă ai pentru mine. A să nu-mi presiune. Dumnezeu nu stă la dispoziția ta acum, Crestu. Nu mai bagiucoari pe Dumnezeu. Vă rog în numele Lui Isus Hristos, nu-i presați. Rugați-vă pentru ei că primiți aceeași răsplată. Rugați-vă pentru cântăreți, veți primi aceeași răsplată. Rugați-vă pentru mine că primiți aceeași răsplată, voi care nu predicați. Noi tot timpul ni se pare că noi nu suntem semnificativ, dar Biserica Lui Isus Hristos, Biserica Lui Isus Hristos, cea mai importantă e cea din spatele scenei, nu din fața scenei. Oameni buni, pentru numele Lui Dumnezeu vă spun asta. Adică, în spatele păstorului, cineva trebuie să fie la ordine. Cineva trebuie să fie la mixer. Cineva trebuie să fie la, la tot ceea ce vedeți dumneavoastră. Cineva trebuie, trebuie până la urmă, cineva să fie adus florile astea aici. Liliac. Cineva trebuie să măture biserica aceasta. Cineva trebuie să facă flarele astea. Cineva trebuie să facă parte într-un departament care se duce și pe care nu-l vedeți și stă pe în oraș și ia un jurături de mamă. Premiu. Cineva trebuie să facă niște lucruri în viață, dar voi vedeți mai pe ceilalți și vă simțiți nesemnificativi. Dar Biblia vine și spune Iisus Hristos și o promisiune fantastică. Aceeași răsplată a unui proroc, aceeași răsplată a unui pastor, a unui preot, a unui predicator. Pentru că eu aud pe mulți că zice că o fost fratele Pustan și a făcut o evangelizare, N-am făcut-o eu. Am făcut-o împreună, dar m-ați văzut doar pe mine. Am construit-o, construit, construit biserica, Pustan, o biserică acolo, construit-o. N-am construit-o eu. Construit o construit-o o grămadă de oameni care nu se văd. Biserica merge cu cei care nu se văd, ca să se poată vedea cei care se văd. Biserica merge cu rugăciune. Păi voi nu-i vedeți pe oamenii care vin de la 5 la rugăciune, de la 4 la rugăciune, înainte cu o oră și miercurea seara și să rogă ca Dumnezeu să dea har. Bun, noi nu vedem trupele de geniu, noi vedem doar păie care să plimbă și bat pazi de filare, drum bun, drum bun, to ba, bate bun. Nu vedem niciodată păie care stau pe mină să scoată cărbune, că război merge și cu cărbune. Noi vedem păie care vin și fac o grămadă de lucruri în trupele deribau. ribau. Țineți minte de care vă la de vreodată? Trebuie, ridicați mâinile sus. Dar știți cum făcea? Pocăit era geniu, trupele de geniu. Ce frumoasă denumire pentru niște tip care puneau linia ferată lucrau cu barosul și cu lopata până le venea în rău. Făceau parte din trupurile de geniu. Trebuie să fii un geniu să iei lopata în spate. Până noi au pus să spălăm vițăi. Toți erau o rană, toți erau bube. Trebuia să spălăm cu o soluție care mirosea. E una dintre amintirile mele din armată. Fiecare trebuia să spele 20 de viței din aia, din cap până în picioare, cu o soluție să le treacă rănile. Nu știu ce râi aveau. Ce vă pot spune 100%. Că Bănescu a fost o afacere a ofițiarului de acolo. Că nu cred că ne o trimis pe noi armata acolo. Și de ce? Că ne-am umplut toți de bubi, Deci de la vițe s-o mutat la noi. Numai Dumnezeu ne-a oferit. Deci ne-a băgat în spital și o să nu spune la nimeni vreodată. Că ne împușcă. Nu, nu vedem vedeam pe ei, vedeam numai pe ăștia care s-au ceva, nu știu ce. Nu-i vedeam, s-au făcut o grămadă de lucrări și în biserica aceasta. Nu-i vedeți. Mă vedeți pe mine. Dacă l-ați fi văzut, am venit cu Claudiu și cu Bogdan. Bogdan și Mihaela sunt acolo în spate. Ei transmit slujba asta în toată lumea. Nu-i vedeți. Camerele video, transmit slujba, în spatele lor stau ceva. Nu-i vedeți. Aceeași răsplată ca mine. Plus după ce cum mai au și în freză ăștia pe care nu-i vedeți. Pentru că așa se întâmplă, că ne certăm acolo între noi, acolo în spate, exact cum te cerți cu soția ta în bucătărie. Ca mofla să aibă ceva de mâncare, să nu audă și el că nu vă merge bine în ziua aceea care rămas fără serviciu. Să nu spună la școală, ce-i tot o șomer? A venit ta să-ți pe Claudiu Săracu. Bianca, numai puțin să mă și eu la Bianca o minut. Vezi, Claudiu a rămas fără permis astăzi. O venit și eu l-am fresat să vină mai repede și așa am ajuns târziu și l-a prins Bianca. Te rog pe când vine Claudiu acasă de seară. Nu l la 11 metri, că să te ame de tine, Bianca. Deci o zi să te sun, dar nu te sun, că tu știu că tu ne privești acum, Bianca. fă o masă pe cinste în seara asta, prinde o luminare, fă ceva cu el, că așa e supărat destul și... No, din cauza mea, bun, am terminat și cu asta. Nu-i vede nimeni pe ăștia. Deci asta e trupa de geniu lui Iisus Hristos. Asta e trupa de geniu lui Iisus Hristos. Nu-i vedeți. Sunt oameni ei care pun banii din buzunar. Sunt oameni ce nu o să uit niciodată. Când eram blocat în Miuhen și am spus unui frate, ce zici? Zice, frate, nu pe ore sunt acolo. Nimeni nu l-a văzut. Și-o lăsat nevastă, prunci, tot ce-o trebuie și a venit după mine până în Miuhen. Sunt oamenii pe care nu-i vedem. Dar fără ei, biserica lui Iisus Hristos nu funcționează. Nu funcționează. Toată lumea l-a văzut pe Iosua când se bătea jos în vale cu Amalek. Nu l-a văzut nimeni pe păi Moise. Bă, Moise cu mâinile pe sus. Da, mă, Dar mâinile lui Moise le ținea hur. Pe păi hur nu l-a văzut nimeni. El a trebuie să țină mâinile, că Moise deja avea tremuriciori. Nu le mai putea ține sus. Dar totdeauna când Dumnezeu a spus lui Moise, când ridici mâinile, eu ascult. De aia nu le mai putea, că avea deja... Avea ani mulți. Și trebuia să le țină hur. Normal că pruncii lui Hur ar fi vrut să-l vadă pe tata lor cu generalul Iosua, cu săbii, cu lănci, pe luptă, să aibă un tată erou. L-a întrebat tată, tu unde ai fost? Eu ziceam, am fost mai în spatele. Noi am fost acolo pe munte, cu Moise. Și trebuie să țin mâinile lui acolo sus. Parcă nu-i, parcă nu, nu dă, nu dă eroic. Nimeni nu face un film cu Hur. Când s-a dus și a terminat lupta, fără hur nu se putea aduce victorie. Pentru că el ținea mâna lui Moise sus. Niciun un film cu hur. Nu în reflectoare. Dar fără el, biserica e tristă. Știți când, știți când avem probleme în biserică? Nu când lipsește Maria. Maria cu și pu, vedem noi cum facem. Să vedeți ce înseamnă când lipsește Marta. Că cineva trebuie să aibă grijă și de copiii dumneavoastră. Cineva trebuie să, să aprovizioneze, să facă, să lupte, să meargă. Nu-i vedem. Când s-o fi dus hur seara acasă, toată lumea își făcea poze cu generalul Iosua, cu Moise, marele rabin, cu marele preot eventual. Hur s-o dus și el, dar fericit, bă, slavă Domnului că a fost victorie și am bătut. Am participat și eu cu ceva, zice hur, am ținut mâna lui Moise sus. Nu a ajuns acasă, l-a întrebat tata, copii, cum a fost tată? Bine a fost, slavă lui Iisus, zice, bine a fost, chiar bine a fost. Vreau să vă spun ceva. Hur are răsplată ca lui Moise. Hur are aceeași răsplată ca și Iosua, pentru că a spus-o Iisus Hristos. Deci nu mai credeți că numai oamenii mă, bă, ce răsplată o să aibă, exact ca a voastră. De aceea vă rog în numele Lui Iisus Hristos, lucrați în linia a doua. Funcționați, că fără voi nu se poate. Biserica e urâtă fără voi. Biserica e fără vlagă fără voi. Fără putere. Avem nevoie de surori, avem nevoie de frați, avem nevoie de mâinile voastre, avem nevoie de capacitățile voastre. Nu mă lăsați pe mine, că dacă trebuie să... Avem și bine, că sunt și câțiva care au boală psihică, să fie ei păstă tot. Ei cântă, ei predică, ei pun becurile de aceea, au frezele, așa cum le au. Ei le fac pe toate. Ei strâng colecta, e boala asta. Ei, mă, oameni buni, lăsați-i pe cel care se pricepe vorba lui Țuțea, că spunea că un bun român, Respectă ce poate să facă altul și nu poate să facă el. Asta am vrut să vă spun cu și cei ce stau în umbră. Încă o dată să nu uitați asta. Spune Iisus în versetul 41. Și ce cei ce stau în umbră vor primi răsplata exact ca a celor care stau la lumină. Și pentru cei iubitori de poezie să vă readuc aminte de unul dintre mari poeții al lumii, Rabindranath Tagore pentru cei care vă place Tagore dar are poezii lungi, dar scusevă că vă dați seama, să stai acolo zen îți venea că nu lucra nimic toată viața lui Tagore zicea lumea, a avut talent cu caro și nu trebuie să meargă la servici cu prunce, zicea Tagore să-i mulțumești făcliei pentru lumina sa dar nici pe cel din umbră ce-o ține, nu lui uita mulțumim lui Dumnezeu și pentru făclie, dar și pentru purtător nu-l uitați, că ăla din umbră nu se vede numai făclie se vede dar și pe ăla, Doamne, cine o să nu fă clia aia în mână? Doamne, Domnul să-l binecuvinteze. Deci primul, prima promisiune fantastică este că noi conectăm oamenii cu Isus Hristos. A doua promisiune fantastică este că noi suntem o sursă de binecuvântare pentru alții și mulțumesc lui Dumnezeu că m-a făcut contemporan cu dumneavoastră. Slăviți să fie El. Bun. Și al treilea lucru cu care și încheiem, vom fi pomeniți pentru cele mai mici acte de bunătate. Ziceți amin. Versetul 42. Și oricine va da de băut numai un pahar de apă rece, una din acești micuți în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata. Amin. Un pahar de apă rece. Profis Să vă povestesc cu mică. Haideți să ne uităm puțin la versetul ăsta cu paharul de apă rece. Și oricine. Nu există limită. Oricine oricine. Deci oricine dintre, oricine dintre noi, oricine dintre voi, oricine, nu contează că ești purtător de făclie sau făclie. Tot așa de mare, răsplată primesc și eu care dau un pahar de apă și tu care dai un pahar de apă pentru că toți creștinii de la vlădică până la o pincă, trebuie să dea cuiva un pahar de apă rece. Mai țineți minte pe părinții noștri. Ce au câte noi. Când ne ajunge o bătrân? un pahar. Are oare cine să-mi dea un pahar de apă rece? Acum vă mai spun ceva ca să fim cinstiți cu versetul ăsta, că nu chiar așa de ușor. Un pahar de apă rece. Voi n aveți probleme, noi nu avem probleme cu apă rece. Avem frigider. Și când o zice Iisus Hristos? Și unde? Undeva unde trebuiau să meargă 25 de kilometri pe munte sus, să ducă gheața acasă, pe măgari, să-și facă beci, să bage gheața în beci? Care a prins căruța cu înghețată cu un leu? Ridicați mâna, difujeam după căruță, țineți minte? De obicei la trecea, până când zădea tatăl un leu, mai fugea și până ce la capă de sat. Avea o chestie de aluminiu marmită militară, taia era băgată înghețată, pe aceea o băga într-un butoi, adică într-o cadă din asta de lemn mai mare și avea gheață pusă și așa mergea cu Hai la îndețată, îndețată cu un leu. Ce zile frumoase. Avea la ură pe mine, știa că-s pocăit, prung de pocăiți. Mi nu lingura pe ea, știi? Pe cornetul. Și amul visez. Chiar cu unii pot urmări așa de la patru ani de zile, cinci să ții minte, eu, urmă cu 50 de ani, jumătate de secol, să-mi amintesc pe omul ăla în căruță. Mi-aduc aminte, cred că v-aș putea spune și câte fire mustață avea. Și cum ascuțea lingura pe cei pe care îi cunoștea că de lui, din butuc. Același leu. În sfârșit, Deci să ne înțelegem bine, când vorbim de un pahar de apă, e ieftin, dar înseamnă efort. Pentru ei erau 25 de kilometri. Ei puteau să, mă, mi sete. foarte bine, că aveau și apă mai călduță acolo acasă. Știți? Ia. E, nu, 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 rece. Rece însemna 25 de kilometri, gheață, adus acasă, pusă apa la gheață, ăsta efort deja. Trebuie să ne coste, mă. Indiferent că vi se pare că e ieftin, trebuie să vă coste. Pe fiecare dintre noi. Că, ascultă-mă, e, e, e mai ferice să dai decât să primești. E mai ferice să dai. Că mulți nu au nevoie de apa noastră. Au nevoie de o vorbă bună, că știi cum e? Ca apa, ca și gheața în deșert. O vorbă bună. O vorbă bună un număr de nevoie. Pentru că zice, bun, chiar dacă va da un pahar de apă rece, Luciuca, primul ministru, lui regelui când vine la Viscri, al lui Charles, nu. Cel mai neînsemnat copil al meu, ce domnul, micuților ăștia, ăștia, nu prunci, nu au zis de apă, deci cel mai nesemnați dintre mai amărâți. Ăia care nu vă mai pot da înapoi paharul. Marginalizații. Hristos vorbește de marginalizați aici. Oricine dintre voi care va da un pahar de apă rece, adică o leacă de efort, una dintre cei mai nesemnați, dintre marginalii împărăție mele, pe care nimeni nu-i bagă în seamă, Adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata. Adică o cană cu apă rece, dăruită cu dragoste caldă, dacă îmi permiteți jocul ăsta de cuvinte. Cană cu apă rece, dăruită cu dragoste caldă. Dragostea să ne fie caldă, apa să ne fie rece. Amin. Că la mulți e dragoste rece și apa călăie. Păi, va veni o ce deci Iisus Hristos Va veni o zi și nu vreau să vă răpesc bucuria când vom ajunge în capitolul 25, când voi veți fi bătrâni și surorile noastre vor fi înaintate în vârstă. Atunci vom ajunge în capitolul 25, atunci o să vă citesc mai mult ce-o zis Iisus. Dar pe când ți-am făcut noi asta? Pe că când mi-l-ați făcut lor, mi mi l-ați făcut. Mai țineți minte cântarea aia frumoasă, că va veni o zi, mă, ce drept? ce drept? Va veni o zi în care că noi și, și noi și... Uh, la să vă povestesc, șase e foarte important. Ce mi-a plăcut mie tot la baptist, eu baptist am vrut să mă fac primat. Au vă spun toată inima. Vă povestesc o dată ce am pățit eu. În primul rând am vrut să mă fac preot ortodox. V-am spus asta? Și m-au aruncat pe trept în jos, că zis că mama e sectară. Bun. De aceea am vrut să mă duc la baptiști, a fost o altă treabă. Bine. Și să vă spun o chestie foarte interesantă. De ce am vrut eu să fiu la baptiști? Pentru că o teologie mai simplă ca noastră. Nu e așa încurcată. Ei imediat o rezolvă și cu mie de ani. Hochemani nu este. Pac. La noi, de exemplu, la Pentecostali mi e curcat treaba. Noi ne spunea la școală că e Matei 25 îi pentru ei care vor ajunge necazul cel mare și vor avea grijă de evrei necazul cel mare că evreii vor fi fugăriți pe toată fața pământului, cum a mai fost de câteva mii de ani, și noi dacă vom avea grijă de evrei și le vom da un pahar de apă în necazul cel mare, atunci Hristos va zice în numele evreilor, mie mi le-ați dat. Așa am învățat noi la școală, Pentecostale. Cum te comporți cu evrei mie de ani? Vă să în vă să mergeți în cazul cel mare. Când am ascultat prima predică la baptiști, cum mi s-a luminat? Direct au băgat-o la judecata finală asta, Matei, capitolul 25, nici de vorbă. O zis, vină ce, Popescu, Gabriel, ce-ai făcut? Eu am fost baptist de treabă. Serios? Deschide-mă carte cu faptele bune. Nu ești mântuit prin fapte, ne au spus baptiștii și m-a luminat. Ești mântuit prin Hristos. Dar de nu faci o faptă bună, n-așteptă raiul. Că noi avem fapte bune în care trebuie să umblăm, că nu statul trebuie să aibă grijă de apa lor, nici de copii nenorociți, noi trebuie să avem și de văduve și de orfani, noi trebuie să avem. Știu că mântuirea e prin har, dar răsplata e pe faptă. Și zice Sfântul Apostol Iacov, zice în felul următor, nu mai veni și spune că ai credință, că eu vreau să văd faptele credinței tale. Arată-mi ce ai făcut și voi crede că ai credință. câtă vreme tu nimic, buzunarul tot plin, câtă vreme tu n-ai nici măcar o îmbrățișare de dat, câtă vreme tot aricioaică, arici, tot smochinit, să facă cine are bani, să dai. Eu n-am, să nu-ți arate Dumnezeu ce înseamnă să n ai Că Dumnezeu așa ne poate explica ce înseamnă să n-ai. Suntem bogați toți după standardele lui Isus Hristos. El nu mă o cămașă a avut-o, dacă ai două, e super bogat. Ești Bill Gates pe lângă Isus. N-a avut decât o cămașă. N-a avut nici măcar mormânt. 200 de lei costă un rom mormânt. E rezolvă, numai să mori, să vezi că te rezolvă, nu te lasă nimeni în soare. Ești mai bogat ca Iisus. El s-a sărăcit ca să ne îmbogățească pe noi. Asta trebuie să știți. Asta a făcut. A purtat blestemul sărăciei ca noi să avem pâine din berșug și de Danaldo. Și va veni o zi în care vei ajunge în față și va zice hai să vedem cum ai stat duminica cu spitalul între slujbe. Hai să văd pe cine e vizitat. Hai să văd pe cine e curățat. Ce scute ce ai schimbat. Hai să văd ce vorbe bune ai spus, ce telefon ai spus, ai dat. Mă, sunt alături de tine. Poate că nu poți merge, dar telefonul merge el înaintea ta. Poate că poți ridica pe cineva. Poate că să spui, stai să-ți povestesc că și eu am trecut până asta. Cum fac surorile noastre cărora medicii o au tăiat sânii? când aude cineva care are cancer la sân și vrea să se arunce pe bloc, vine o soră și o pune mâna după capul ei și zice Există viață și după operație. Că atât trebuie să zici. Că degeaba zicem noi de la Anvon. Trece cineva care a trecut pe acolo. Pentru ce ai trecut la chimioterapie? Spune pentru ce să ai ce povesti la alții. Se poate. Este viață și după un rinic dat. Este viață. Este viață. Noi suntem chemați ca să facem frum frumoasă lumea aceasta. Și vă garantez că într-o zi Dumnezeu va zice bine, rog bun și credincios. Uite, m-am bazat pe tine și bine am făcut. Nu numai că ai conectat oamenii spre mine și eu am conectat la tata. Nu numai că ai făcut faptele acelea și ai ajutat pe oameni stând în, în linia a doua. Și ai primit răsparata prorocului și tu, pentru că te-ai rugat pentru proroc te rugat pentru, rugați-vă pentru mine, zice Pavel, ca ori de câte ori vorbesc din locul acesta, să dea Domnul cuvânt. Nu mi analizați burta și diulu, nu mi analizați barba și blugi, cum a făcut-o un în cult între cu mine, nu știu câți ani de zile. V-ați rugat pentru mine? Nu vorbiți de rău pe nimeni până nu v-ați rugat pentru el. Eu nu știu cine a plecat din biserică, fugi după el. Că nu te-am pus pe tine să-i numeri fugi după el și spune fără Hristos, mă frate, și eu m-am părăsit pe Domnul, și eu l-am părăsit, hai înapoi. Când îl vezi pe unul că bea, că fumează, că face prostii, și tu ai trecut pe acolo, du-te și spune-i, că acela care te o lăsat pe tine, care fumai două pachete de țigări, și pe omul ăla poate să lasă de țigări, corect? Dar spune, cine să-i spună? Unul care a crescut în incubator, baptist, sau pentecostal, va veni o zi în care vom trebui să plecăm de pe pământul acesta. Și credeți-mă că dacă ne ducem cu haină pe care avem porumbelul pe noi, automat, atent, ortodox Nu, nu, nu. Nu, 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 nu. Mie mi le-ați făcut ce Iisus Hristos. La cei mai mici oameni, mie mi le-ați făcut. Nu, nu, nu mai poți să spui la om, bă, vezi că ți-am dat. Că nu e de -a lui de la Iisus Hristos. Și cu atât mai mult trebuie să te obligi asta. Mai țineți minte cântarea aceea frumoasă care o cântam noi pe vremuri. Drag prieten care cânți, vesel în credință. Fii alături de Isus și în suferință. Dar când a suferit tot ce Domnul? Că voi erați în 2023. Atunci când am fost la spital, da? Haideți să cântăm cântarea asta și apoi termin eu. Drag prieten care cânți vesel în credință, Fii prieten cu Isus și în suferință, dacă în ceasul de temut vrei să fii la dreapta, când Isus se tristă cu mângâi el cu fapta, dă acum din pâinea ta foamea să-și destrame, căci în cer în veci de veci nu-i va mai fi foame dă acum din stropii reci, când e ars ca vrejul, căci în cer în veci de veci nu mai ai prilejul. Dă-i acum haina ta, când e rupt veșmântul, căci în cer în veci de fi, nu-l va bate vântul, dă acum când e bolnav, grijă i o șată, căci bolnav nu va mai fi. Domnul niciodată Ia-l în casa ta acum Să-și somnul Azi e un sărman în drum, Dar în el e Domnul Azi Iisus e mii de frați Azi-s el fapta de toți vom fi luați, tu vei fi la dreapta. Și un glas peste genun va striga spre stele, Îl cunosc și din alburi și din zile grele. Iată, ani trec sau dus, zilele ca spuma, fi prieten cu Isus, nu uita acum. Iată, anii trec sau dus, zilele ca spuma, Fii prieten cu Isus. Asta am vrut să spun în seara asta. Haideți să ne ridicăm.